Înțeles că acum vine să vorbesc așa ca să nu mi se întindă rujul pe dinți, pentru că mi-e frică că o să mi se întindă rujul pe dinți. Bună tuturor, bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi, în sfârșit, o să vă spun părerea mea finală, părerile mele finale, de fapt, despre acest fond de ten de la Milani, Nikon Seal Imperfect. După cum știți, toată lumea a fost înnebunită după el când a apărut la noi, pentru că am auzit atât de multe chestii de la fetele din străinătate și vroiam și noi să-l încercăm și când a apărut la noi, cel puțin pe Makeup Shop, a dispărut instant de pe site. Eu nici n-am apucat să-l cumpăr prima dată. L-am cumpărat când au refăcut stocul a doua oară pe Makeup Shop, după aia am aflat că, de fapt, Milani are și site la noi. Și are magazin online și puteți să-l cumpărați de pe milani.ro. Vi l-am arătat și în clipul cu favoritele lunii decembrie și acolo vă spuneam că, în primul rând, că nu văd că ar fi pentru toată lumea și o să vă explic imediat de ce. În al doilea rând că îmi place, însă nu-mi place atât de mult cum îmi place, de exemplu, ăsta de la Too Faced, Born This Way. Din punctul meu de vedere, ăsta este mai bun. Iarăși o să vă explic un pic mai târziu și de ce. Și de asemenea nu înțeleg care e tot hype-ul ăsta cu el, în străinătate în special, pentru că, din punctul meu de vedere, este un fond de ten bun, însă sunt altele mult mai bune decât ăsta. Și ca să intrăm așa în review, am să încep prin a vă spune că este un fond de ten cu un finish luminos. Nu este lucios, nu este exagerat de luminos, adică nu este ceva super greasy, însă este luminos, nu este mat. Nu știu de ce am impresia că este mat și că mă așteptam să fie mat, dar nu este. Are o acoperire foarte bună, are acoperire medie spre mare și se poate reaplica pe zonele unde vrei mai multă acoperire. Îmi acoperă, spre exemplu, coșulețe sau pete sau chestii, dar, de exemplu, nu mi-acoperă perfect pistrui. Încă mi se mai văd pistrui și, cumva, pentru mine, pistruii mei sunt un fel de etalon, în special când ne apropiem așa de primăvară, când încep să fie și mai vizibil. Și dacă ceva îmi acoperă pistrui, înseamnă că are o acoperire foarte bună. Dacă nu îi acoperă și trebuie să reaplic, merge să-l reaplicați pe anumite zone unde, nu știu, aveți nevoie de o acoperire puțin mai mare și nu se strânge, nu arată cakey, nu arată ciudat, să spunem. Consistența lui este una cremă. Are o consistență așa lichidă spre cremă. Nu este nici cremă așa din aia groasă, însă nu este nici ca ăsta. Na, că tot îl compar cu ăsta, nu este nici ca ăsta. Ăsta este mult mai lichid decât ăsta, adică se simte o diferență de consistență. Și din cauza asta, mie mi se pare că cel mai bine se aplică cu beauty blenderul. Da, surprinzător, nu se aplică de bine cu degetele, se aplică mai bine cu beauty blenderul. Uf, pensula nici n-am mai încercat, pentru că v-am zis, nu sunt un mare fan al pensulelor. Cu beauty blenderul se aplică foarte bine, se întinde foarte bine. O problemă pe care am văzut-o în special la mine, care am tenul ușor mai uscat, este că dacă nu ți-o exfoliezi bine tenul, să fie perfect uniform, să nu ai zone din alea care ies în evidență din cauza că sunt mai uscate, acolo pe zonele alea o să se strângă. Deci, înainte de a-l folosi, trebuie să te asiguri că ai o bază, că tenul tău este bine exfoliat și că n-ai zone cu cojițe, n-ai zone uscate care să iasă în evidență din cauza lui. Asta ar fi un minus, pentru că nu prea am chef să stau tot timpul să mă gândesc, mi-am exfoliat tenul, să folosesc fondul ăsta de ten sau să nu-l folosesc. Ca și rezistență, rezistă foarte bine. Rezistă undeva la 8-10 ore foarte bine. Îmi place că rezistă mult, că acoperă bine, însă ai nevoie de pudră. Eu, cel puțin, cu tenul meu care are tendințe uscate, am nevoie de pudră ca să-l setez. Și spre finalul zilei, iarăși un punct minus, devine lucios, devine ușor gras. Pe zonele astea unde mai elimin sebum, se vede oarecum gras și de-aia am nevoie să reaplic pudră. De-aia spuneam că nu este pentru oricine, pentru că nu l-aș vedea pentru o persoană cu tenul gras sub nicio formă, fiindcă la finalul zilei s-ar putea să arate foarte uleios, cakey și să se strângă. Așa că dacă aveți tenul gras, mai bine stați deoparte de el, nu găsiți alte variante mult mai bune. Tocmai pentru că are rezistența asta mare, cred că ia ceva să se fixeze în ten, adică ia vreo 5 minute până se setează pe piele. Trebuie să-l lași să se seteze și de-abia după aia să aplici alte produse peste. Și apropo de asta, aplicarea altor produse, cum ar fi pudră, blush, bronzer, orice altceva, se aplică foarte frumos și foarte bine, uniform, fără să se strângă, fără să aibă, nu știu, fără să lase urme. Printre dezavantajele mari, pentru care nu înțeleg de ce este atât de wow în străinătate, se numără un
În primul rând, culoare. Are nuanță închisă. Eu am cea mai deschisă nuanță, care este vanila. Am nuanța vanila și la Too Faced și se vede o diferență de nuanță. Ăsta este mult mai închis. Ok, am înțeles, fiecare firmă își face nuanțele după cum are chef, le denumește după cum are chef. Însă vreau să spun ca idee, ăsta mi se potrivește perfect, fără nicio problemă. Ăsta este mai închis. Se vede un pic, nu știu, ca și cum aș fi bronzată și se vede diferența oarecum. Și încă o chestie care mă deranjează foarte mult la el este că are un subton foarte galben. Și toate fondurile din gama asta au un subton foarte, foarte galben. Așa că dacă aveți un subton rece sau, nu știu, aveți o piele mai roz, nu o să-l puteți folosi pentru că are un subton foarte galben. Ăsta care este cel mai deschis este galben, nu mai zic de cele care sunt mai închise. Au și câteva nuanțe mult mai închise. Mi-e greu să cred că toată lumea și-ar găsi o nuanță care să îi se potrivească în gama asta. Din punctul ăsta de vedere, Milani ar trebui să vină cu niște update-uri, să facă un update și asta o spune toată lumea, de fapt, la nuanțe, că ar trebui cumva cel puțin o nuanță sau două mai deschise și cumva și un update la culoare, pentru că nu toată lumea are un subton galben. Îmi place că are pompiță și că produsul rămâne cumva mai steril o perioadă nu mai îndelungată. Are un ambalaj de sticlă, ceea ce iarăși este foarte bine pentru că cel mai bine produsele stau în sticlă. Sticluța asta are o cantitate de 30 de ml. După cum știți, ei spun că este conceal and perfect, adică ar ține și loc de corector. Personal nu cred că ține și loc de corector, din punctul meu de vedere, dacă ai un coș mare, dacă ai ceva bubițe, chestii pe față, s-ar putea să ai nevoie de corector. Nu este neapărat și un corector. Nu vi l-aș recomanda să-l aplicați pe zona cearcănelor, pentru că văd foarte multe persoane care aplică fondul de ten pe cearcăne așa și este mult prea dens, mult prea greu pentru zona asta cearcănelor. De aia nu cred că ține loc de un concealer sub nicio formă, însă ca și fond de ten este bun. Este bun în limitele în care vi l-am spus. Culoare, subton, faptul că devine, pe parcursul zilei, devine uleios și chiar și la începutul zilei, după ce l-ai terminat de aplicat, trebuie să-l setezi cu o pudră. Mie îmi place și l-aș recomanda persoanelor cu tenul uscat sau normal, cel mult normal. Dacă aveți tenul gras, sub nicio formă, nu vă apropiați de el, nu dați banii pe el. Apropo de bani, prețul lui este undeva între 54 de lei, parcă pe Makeup Shop și pe Milani îl găsiți cu 44 de lei, asta dacă vă ajută. Pe Milani am văzut că este de obicei în stoc, probabil pentru că lumea încă nu știe despre site, că există și la noi magazin online, dar pe Makeup Shop îl găsiți mai greu. Din păcate, da. Sper să vă placă review-ul meu, pentru că în momentul în care l-am cumpărat, v-am întrebat dacă vreți niște păreri și câteva dintre voi mi-a spus că vreți păreri autentice de la noi, să spunem, despre produsul ăsta și tocmai de-aia am ținut să-l fac. Sper să vă placă. Dacă vreți să fac review-uri și pentru alte produse, spuneți-mi, lăsați-mi comentarii mai jos și dați-mi idei de produse pe care să le încerc și la care să le fac un review sau un first impression, pentru că ați văzut că am început să fac și o serie din asta de first impression. Cam atât, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Nu, na, ca să... Na, nu merge. Și... Stai acolo! Nu mai...